Simpozionul Național Ilegarăgie are 100 de ani de la trecerea în Panteonul Culturii Europene. Desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, se derulează în perioada 5-6 iunie atât în municipiul Târgoviște, cât și în comuna Dâmbovițeană, care poartă numele scriitorului. Manifestările culturale dedicate acestui eveniment cuprind conferințe științifice, vizitarea expoziției permanente ilegarăgiale, istoria centenarelor carăgiale și o dramatizare prezentată de echipa de teatru a penitenciarului Mărcinei. Înscris între manifestările dedicate împlinirii a 500 de ani de atestare documentară a județului Dâmbovița, Simpozionul Național Ion Luca Caragiale, 100 de ani de la trecerea în Panteonul Culturii Europene, își propune să răspundă obiectivului de promovare a județului Dâmbovița. Astăzi, în 5 iunie 2012, Biblioteca Județeană, împreună cu Asociația Procaragiale ETCO, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, susținute de autoritățile locale și județene, și-au dat mâna pentru a cinsti memoria celui ce a fost cel mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale. Desfășurat pe parcursul a 2 zile, astăzi la sala de conferințe a Bibliotecii Județene și mâine în localitatea care îi poartă numele, Ion Luca Caragiale, acest simpozion dorește să fie un pas spre noi, pentru că Caragiale, prin toată opera sa, a încercat să ne deschidă ochii. La deschiderea simpozionului au luat parte reprezentanții autorităților locale și profesori de la 6 centre universitare din țară, care au vorbit despre personalitatea marelui dramaturg, dar și actualitatea situațiilor pe care acesta a încercat să le transmită prin operele sale. Înalt preasfințitul mitropolit Nifon a transmis de asemenea un mesaj prin intermediul decanului Facultății de Teologie. Personalitatea lui Caragiale depășește spațiul strâmt al județului. El reprezintă România în Europa Unită, în lume. Astfel justificăm onoarea ca această manifestare cultural-științifică să se afle sub patronajul UNESCO. Numele lui Ion Luca Caragiale, dramaturg, novelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român, este legat indisolubil și de județul Dâmbovița prin locul nașterii sale, astfel încât el este un adevărat reper cultural dâmbovițean.